Ok, și o să deschid. O licență educațională nici măcar nu mai are limita cu salvare, adică studenții trebuie să-și salveze proiectul de licență să-l ducă mai departe, prezinte. În principiu, cred că tot pe site e, ia să vedem, educational. Educational license. Bun, există varianta pentru școli și domnul Moraru a dotat toate facultățile cu licențe GeoFiles, niște licențe pe server și practic pe calculatoarele respective aveți acces la inclusiv la posibilitatea de a salva. Vă duci, veniți la un laborator și vă faceți repede proiectul, vi-l salvați, îl puteți deschide și acasă cu licența demo, dar v-ați făcut treaba. Și cu toate facultățile de construcții din România, domnul Moraru, inclusiv din Republica Moldova, domnul Moraru a pus, nu știu, cred că 50 de licențe pe server respectiv. Puteți intra și în rețea cu calculatorul respectiv să lucrați pe propriul laptop, dar licența funcționează doar pentru calculatoare înregistrate în rețea. Sau dacă sunteți la o instituție care nu are GeoFive, contactați pe domnul Moraru. Cam așa arată un programează. GeoFiber, l-am deschis pe varianta în limba română. Momentan avem planul acesta de lucru, posibilități de navigare și astea sunt valabile pentru orice programel GeoFiber. Să facă zoom pe zone. Dar mult mai intuitiv este să deschidem un model. Programul vine direct, deci când l-ați instalat în partea de chiar în kitul de instalare vin cu exemple, Geo5 2018 example. Deci în ce users, documents, fine, găsiți exemple pe care le puteți lucra sau de la care să plecați. Este un model 2D de stratigrafie, celălalt este un model 3D de stratigrafie. Deci aici vedem două profile prin teren, unul longitudinal, unul transversal. Aici sunt funcții de panning, de rotire, de zoom pe o zonă sau din mouse, exact ca în orice program CAD, să vedem izometrie sau pe o axă, în plan. Și datele de input sunt în partea aceasta. Deci el are un arbore de funcții logice și se parcurg de sus în jos. În cazul de față intrăm pe proiect și la proiect pot să scriu date și datele astea vor intra în brevier. Deci pot să-i zic curs Geo5 până autorul vă care o săgetuță, ce înseamnă că o să-i memoreze. Partea întâi, puneți ce doriți, utilizator, sistem de unități, metric sau imperial, număr, proiect. 1 pe 2018. Și observați că există acest GeoClipboard trademark. Are un sistem de copy-paste pentru aplicațiile Geo5. Adică, odată ce a scris nebuniile astea și acum o veți face și un zid de sprijin, puteți intra în proiectul ăsta și dați copiază, adică copy, copiază toate câmpurile astea și când vă duceți în celălalt și dați lipește, completează câmpurile respective. Deci un copy-paste mai deștept, să nu luați cuvânt cu cuvânt. Poate la partea asta nu e așa wow, dar când intrăm la terenuri și cu straturi și foraje, acolo chiar merită acest concept de copiere. După care avem, vedeți, parcurs de sus în jos, avem câteva setări, dacă dorim model 2D sau 3D, bine, acum punctele noastre de aici sunt de tip 3D, adică au X, Y, Z. Altfel au doar X, Z sau Y, Z ca și coordonate. Sistem de coordonate, cred că e mai mult regula mâinii drepte sau mâinii stângi. Rotație nord, dacă se dorește. Și posibilitatea de încărcare hartă ortofotometrică. Nu e foarte clar. Mă arată eu un JPEG, dar probabil că are niște informații de teren. Poate dumneavoastră știți mai multe. Nu vă zice. Bun. O să mă uit ce înseamnă acest ortofotometric.
Da, și probabil sunt georeferențiate să aibă... Și aveam tot județul Neamț. Era 40 de giga toate chestiile. Trebuie să mărești la maxim să arăta da. Toate chestiile. Dacă trecem în următoarea secțiune, în orice caz, dacă să zic vreau să aflu, dar totuși ce-i ortofotometric, o să dau pe F1 și atunci programul deschide sistemul de help direct unde eram cu problema. Deci la partea de setări nu știu ce este ortofotometric. Și aici pot să mai desfac sau nu știu ce înseamnă sistemele de coordonate. Eu sunt dreptaci, stângaci, eu sunt dreptaci, mouse sunt dreapta, poate nu știu la ce se referă. În atâtea programe e greu să le știi pe toate, dar cu F1, și asta e valabil în orice program de-al nostru și altele, se deschide un help contextual. Deci îți explică că este un nord arbitrar pe direcția asta Y sau în partea cu left-handed coordinate system, stângaci, în partea aceasta. Deci cumva orientarea lui Y și X este diferită. Și cumva poate fi important, mai ales că discutăm de planul de amplasament, adică am plasez undeva unde contează nordul. Clădirea noastră e un dreptunghi, adică în celelalte programe de desen sau de calculare, X e pe orizontală, Y e în sus. Aici contează foarte mult că e orientarea pe planetă. Că nordul este orientat undeva și de asta poate fi relevant. În schimb, da, mai trebuie căutat ce face exact partea asta de hartă. Ok. Trec mai departe la parte de amplasament. Și întreg amplasamentul este definit din niște puncte. Deci poate fi dreptunghi sau poate să fie un poligon. Și atunci am ridicarea topografică și am punctele X, Y, Z. Și pot să dau și copy-paste la tabelul ăsta, deci trebuie să plec de la o trasare, de la o ridicare topografică a amplasamentului, să desenez formă. Cea mai simplă e de dreptunghi. Și atunci dau X minim, Y minim, X maxim, Y maxim și știe și să fac un dreptunghi. Adică dau coordonatele unui colț și coordonatele colțului opus. Și adâncimea sub cel mai adânc foraj și atunci am dat și a treia dimensiune și devine volum. Și apoi puncte teren, pot să adaug puncte suplimentare ce ar avea o relevanță pentru mine. Și punctele sunt spațiale, că modelul este de tip X, Y, Z. Deci pot să adaug și grafic. Vreau acolo, am zis grafic, adăugare grafic, adăugare și închide, pot să-i dau calculare Z sau să lucrez într-o vedere. Și mi-adaug niște puncte relevante. Să zic că aici fac rezervorul cu metanol și aici o să fac o hală. A, scuzați. Ba da, pot să fac ca input, să dau copy-paste dintr-un tabel, din Notepad, sau din Excel. Din Excel, X, Y, Z, le selectez aici și dau undeva paste, Ctrl-V, cred că e direct, și în ghitare aici am copy-paste care funcționează. Și apoi pământuri, în exemplu ăsta sunt numite foarte intuitiv, Y, F8, F6, noi le putem numi mai omenește așa, să zicem argilă sau misip. Și aici se pot introduce date, pentru că nici nu are o dată, cum ar fi greutate volumică, stare de eforturi și caracteristicile acestea se determină în laborator. Și cum să îl desenez. Avem diferite hașuri, motive. Asta e un alt teren aici. De fapt e un foraj. Cred. Argilă cu plasticitate scăzută sau medie consistent. Deci este luat dintr-o bază de date. E reprezentat ca argilă. Da, văd un exemplu, s-au completate prea multe date. Și apoi încărcări pe teren. Aici, pe bază de X, Y, Z, cred că sunt introduse acele foraje. Adică aici s-au centralizat informațiile, de asta acum le vedem. Deci pământul cumva cred că sunt doar niște definiții
ale pământului loc și prin foraje se atribuie mai clar. Adică am forajele pe care pot da click să le văd sau le selectez de aici și se fac cu verde. Dacă fac dublu click, găsesc mai bine datele. Și practic asta găsim într-un foraj, grosimea stratului și de la suprafață în jos, adâncimea. Deci am definit în prima fază ce tipuri de pământ, cu ce tipuri de pământ am de-a face și programarea o bază de date sau îmi permite să dau eu caracteristici. Și apoi, pe baza forajelor, spun întâi ce cote le-am găsit. Iar forajul are și o coordonată în sistemul ăsta în care lucrez și dau și un nume acelui test. Deci aici sunt diferite tipuri de încercări, cum ați văzut în prezentare. Asta este test în situ, foraj, în timp ce acesta CPT este un cone penetration test, deci o rezistență pe con, este o încercare specială. Dacă s-a făcut foarte bine, pot să o adaug și pe aceea și din dispozitivul care realizează această încercare, preiau niște date și e ceva mai avansat decât un foraj în care spune doar ce pământ am, văd exact când am introdus conul, ce rezistențe, cu cât a răspuns terenul. Poate subestimez argila sau nisipul sau poate o lentilă pe undeva care îmi dă peste cap tot. Deci e o încercare mai avansată, dar nu prea se realizează în România. Deci sunt alte profile încercări în care sunt corelate profilele cu rezistențe. Și în final ajung la modelul geotehnic. În care văd că e pus inclusiv apa asta, nu am să cred că e nivelul hidrostatic, întâlnit în foraje. Și am coordonatele preluate din foraje. În care găsim grosimea, adâncimea și ce am discutat până acum, adică văd pe o anumită falie sau într-un anumit punct am aici coordonatele, care este stratificația pe vertical. Și apoi secțiuni transversale, pot să-mi aleg pe unde să realizeze secțiunile acestea. Deci el ar putea să-mi arate și un volum întreg, din pe aici un buton care arată volum întreg, sau să văd într-o anumită secțiune ce se întâmplă, deci ca o secțiune caracteristică și eventual acum o să scot și rezultatul. Zic, imprimă document sau să-l previzualizăm. Am completat cu niște date, îmi dă date legate de plasamentul meu dreptunghiular cu coordonate ale terenului, ce pământuri s-au definit, aici putem pune argilă, nisip și așa mai departe. O să facem mâine un exemplu împreună și vom completa și toate aceste caracteristici pe baza unui studiu geotehnic pe care îl aduc eu, completăm de acolo exact forajele, ca să fiu obișnuit și cum interpretați, dacă primiți de la alt geotehnician, vă centralizați informația pe proiect. Și aici avem cercări pe teren, dăncime, profilele, cred că mai sunt aici pot include. Deci avem un sistem în care în stânga stabilesc scheletul cu ce să conțină și după pot exporta. Ok, dar probabil pot să-l imprim ca PDF și să am informațiile centralizate. Să văd și celălalt model, deci demo vine cu două variantele programului, nu o să salvez un stick pe asta. Și aici e un pic mai simplu, e o variantă 2D lucrată, adică în setări s-a stabilit că este un model 2D și atunci totul e lucrat pe o secțiune. La 3D am secțiuni pe mai multe direcții și automat e mai complex. Și aici așa amplasamentul e cumva liniar și definită o adâncime. Aici pot să-mi stabilesc puncte în teren, grafic sau dau coordonata pe orizontală și pe vertical. Adică pun aici un punct și pentru punctul acesta o să-mi scoată caracteristici. Gen stratificația în punctul ăsta, aici văd că se termină,
începe ceva. Deci mi-am evidențiat niște puncte. Pământuri. Dacă și aici am făcut denumire, dar în varianta asta văd că au și completat caracteristici ale terenului. Și aici au și scris sandstone. Forajele. Și modelul geotehnic afișat aici. Adică pe foraje și pot să mai adaug foraje și în alt punct, de exemplu aici. Îmi face această stratificație. Deci pot să văd la ce distanță sau unde să poziționez o construcție. Poate am aici niște jos sau o lentilă de ceva, a fost o groapă de gunoi. După ce am centralizat informațiile, să decid unde se pot executa anumite elemente în funcție de încărcările pe care le exercit asupra solului. Și am revenit și la secțiunea transversală și la fel un export al acestei previzualizări, inclusiv cu o legendă. Dacă pământurile se numeau și ele mai frumos, în exemplu prestabilit, era mai bine, își poate spune și o legendă în secțiunile stabilite de mine. Și asta va da o imagine legată de terenul pe care îl vom utiliza în diferitele modele din program.